Bună ziua, doamnelor și domnilor! A venit momentul să-l invit aici, pe omul care nu-mi seamănă neapărat fizic, dar numele noastre au provocat confuzii de tot râsul de-a lungul vremurilor. Cătălin Mândruță! Hei, salut Lucian, Măruță, ce faci? Băi, ce mă bucur să fiu la tine! Mă bucur și eu că ai venit la emisiunea noastră. Da. În primul rând, observ că aici la noi e pe opulență, nu e ca la voi la radio, vai de capul. Exact, da. Da. Îmi cer scuze. Da, deci ai grijă unde stai. Uite, aici la bar. Nu bei toată apa, că mai avem și alți invitați. Ok, perfect. Și mai vorbim. Așa. Se transmite din pahar în pahar către toți invitații. Oameni buni, e Măruță sau Mândruță? Asta e întrebarea. Nu știm nici eu, dar soțiile noastre sunt cele mai confuzate. Nu știu, trebuie momentul să spunem treaba. Sau ele știu de fapt cel mai bine. Da, exact. Spune, dar unde ai avut momentele astea în care lumea te striga pe stradă Măruță? Poți la un dat pe Facebook, la un moment dat, erai la o cursă de biciclete, erai la o competiție, ceva? Da, da. Uite și pe domnul Măruță, uite cum pedalează domnul Măruță. Deci, în piață, da, ca să știi cum stai. Deci te duci în piață. În piață, la radio, mai sună câte unul. Bună ziua, domnul Măruță. Nu se mai poate cu ăștia, domnule, trebuie să vă spun. Dar îi bănuiesc pe toți că sună după Andra, să știi. Da, da, nu sună pentru mine. Adică? La piață, de obicei, obțin discounturi, să știi tu. Am înțeles, asta e, mă, foarte cam bine. Ca Mândruță, nu cred că mă descurc cam, dar ca Măruță merge. Da. Și mie ți-am zis că mi se întâmplă povestea asta. Da? Domnul Mândruță, facem o poză. Și zic, e colegul meu, Mândruță, e la radio. Nu cred că se întâmplă și cu tine. Da, se întâmplă, se întâmplă. Să știi. Se întâmplă. Pentru că numele deci sunt trebuie foarte să apropiate. Facem ceva, trebuie să mergem la monitor oficial, să avem o discuție. Clar, adică să dea o lege, frate. Cine este cine, ca să înțelegem și noi. Da, perfect. Da. Asta e. Oricum, astăzi îl avem alături de noi, sau eu sunt alături de el, nici nu mai știm cum stau lucrurile. Așa. Pe Lucian Mândruță și Cătălin Măruță. Deci ca să fie clar pentru doamnele de la piață și pentru doamnele de pe marginea drumului atunci când susțin bicicliștii. Și alergătorii. Și alergătorii. Despre ei vorbim azi. Perfect. Bun. Dar tu ai venit cu bicicleta astăzi? Am venit cu bicicleta, în mod normal merg cu bicicleta prin București, pentru că mi-e mai repede. Știu sigur că ajung, că de aici trebuie să ajung să fac și emisiunea mea la radio. Cam și câți atunci kilometri faci pe zi? Nu fac, depinde cât am treabă, cât faci și tu. Adică fac 20, 30, depinde cât am de alergat în ziua respectivă. Și tu, de exemplu, n-ai și tu un rucsac cu o geantă? Ba da, am rucsac, l-am lăsat acolo, în regie. Nu, am rucsac. Îmi car cu mine, dar lucruri de bază, adică nu cine știe ce. Și, de asemenea, am două biciclete, ca să știi. Am bicicleta de alergat prin păduri, prin munți, în general, pe șosea, care e un pic mai scumpă, și bicicleta de București, care nu mă supăr foarte tare dacă mi-o fură, dar nu încercați, și care e de hândrăleală, știi? Care poate fi zgâriată, poți să dai peste mine cu mașina, poți să mă, la intersecție, poți să mă ștergi așa, nu mă supăr absolut deloc. Dar ai avut probleme de astea în trafic? Nu, n-am avut probleme deloc. Nu, oamenii știu, sunt speriați, știi? Da, tot timpul. București e oribil, e de nemers. Ba, e de mers, e de mers. Și dacă am merge mai mulți, dacă am fi mai mulți pe bicicletă, am fi mai puțini în mașină și am și respirat mai bine. În primul rând am mai respirat mai bine, dar ce vreau să spun este că pentru tine e un mod de viață și în același timp când îți faci analizele, presupun că ești perfect. N-ai probleme cu colesterolul, trigliceride, tot ce trebuie, că faci mișcare multă. Da, dar vezi tu, uite, de exemplu, la tura cu bicicleta la mare pe care o facem în fiecare an, e singurul loc în care ai voie și te lasă și conștiința și să și comandă să bagi o ciocolată întreagă. Atât. Da. Și îți dai seama că după aia nu e chiar atât de ușor cu colesterol. Adică nu e super nice. Dar eu știam că, de exemplu, niciun șpriț tu nu bagi. Nu, adică alcool nu. Deloc alcool niciodată n-ai băut? Ba da, dar adică să faci o beție memorabilă, ai avut? Da, în armată. Deci, când venea pachetul de acasă. Da, exact. Nu cred, în armată? În armată. Ultima oară când m-am îmbătat foarte rău a fost în armată. Și nici măcar nu terminam armata. A fost așa de mijlocul armate. Nu mă țin minte, cred că mă părăsește prietena. În armată, mamă, și când te părăsește, tu trebuie să stai la garnizoană, ce e libertate. Wow. Mamă, e durere mare asta. Da. Păi și stai un pic să înțeleg, deci tu nu baci un șpriț cu băieții când vă opriți acolo cu bicicletele la final? Când ne oprim cu bicicletele, nu băgăm șpriț. Nici un grătar, băgat. Un grătar, da, firește. În primul rând că avem la turele mele, avem biscuiți, avem crânțănele, avem apă, avem dulciuri. Firește că trebuie să ai carbohidrați în tine. Dar grătar, seara, de obicei, alcool nu. Pentru că totuși mergem în coloană, mergem în pluton de 30, 50, 100, 200 de oameni. E bine să fii totuși lucid, să nu dai plecat, lume. Eu nu mă gândesc că ai pe drum butelcuța cu ceva. Nu. Când ajungeți la final și zici, bă, gata, am făcut 100 de kilometri, da, ne relaxăm, hai să bem un seara, da. Seara lumea mai bea o bere, două, trei. Dar când a început povestea asta cu la tine cu bicicleta, pasiunea asta? Păi, că tu erai aici, cu mașina la un aici moment dat. S-a întâmplat, la ProTV s-a întâmplat, da. Dar și uite, trebuie să vă spun un lucru. Colegii de la radio știu că ești la ProTV?
Nu știu. Ok. De ce? Te întrebam, adică te lasă? Da. Te lasă în curtea școlii? Da, am voie în curtea școlii. Am voie în curtea școlii. Și la radio, la Digi, da. Și la TV, da. La Digi. Am și emisiunea la Digi, 24 și FM. Exact, de asta da. Spuneam. Da, am voie. Le-ai cerut voie? Nu știu, o să vedem după ce ies din emisiune. Dacă mă mai duc la radio. Ai dreptate și noi tot atunci o să vedem dacă mâine mai avem emisiune. Bun. Sau trecem noi la radio. Când am început cu bicicleta, eram chiar aici la ProTV, acum câți ani? Nu mai are rost. Prezentam știrile. Da. Și nimeni nu știa că eu dedesubt, deci aveam sacou frumos, cravată, tot ce trebuia, dedesubt pantaloni scurți. Câteodată și un pic mai rupți așa, pe lateral, că erau vremuri mai grele. Poftim? Conducerea știa? Conducerea știa. Adică stătea la televizor, adică domnul Sârbu, vrei să spui. Nu, da, domnul Sârbu știa. Atunci știa că mă duceam la ședință așa, adică eram... Adică tu erai în sacou, sacou de la până aici, sus? Da. Da, și știi care era coșmarul meu? Da. Coșmarul meu era că începe vreun cutremur și trebuie să mă ridic. Știi, și mă vede lumea așa. Și să știi că a început la un moment, dar a fost un cutremur, din fericire nu prezentam în seara aia. Deci a fost ceva... Da, s-a întâmplat pe la 1 noaptea și eu terminasem de vreo 2 ore, cam așa. Experiență. Și atunci ai luat de atunci veneam, veneam cu bicicleta la serviciu, pentru că de mic merg cu bicicleta. Bunica mea stătea în cealaltă parte a Bucureștiului și de la 14 ani am început să mă duc la bunica cu bicicleta, da. Și tot așa. Deci am început cu București. Dar la tine și copiii și soția sunt tot așa pasionați sau acolo sunt lupte de dus? Relativ. Adică ei încearcă să-mi facă o plăcere și să meargă și ei cu mine, unii dintre ei. Băiatul cel mare în momentul ăsta, Mihai, merge cu bicicleta la facultate și de ceva vreme i-am luat și o bicicletă de oraș, la fel ca și mie, că e mai confortabil. Deci el pare să se ducă în direcția asta. Soția mea mai puțin, băiatul cel mic mai puțin, el cu basketul, Matei, și atunci rămân eu. Dar tu ai devenit bunic? Prin alianță, ca să zicem așa. Nu? Da. Deci putem spune bunic? Da. Fata Ioanei? Tehnic nu? Sunt bunic, dar refuz acest titlu. Am zis că nu mă bag. Da, iartă-mă, adică totuși l-avem alături de noi pe bunicul biciclist. Exact, nu. Nu, refuz titlul ăsta. Cum era? Cu Anamița biciclistă, acum bunicul biciclist. Da, dar știi ce a pățit cu Anamița biciclistă? A fost un accident teribil. Da, și-a rupt pitpalac într-un copac. Ca le mănciumesc, bă, că știam noi astea. Vezi, ne-au rămas memorabile. Vezi, exact bancurile astea de grădiniță. Astea se râd în continuare, poate n-ar rău să-ți facem altele noi. Dar tu îți dai seama că sunt probabil pozași. Tu știi asta cu... Ia, fii atent, pozașul e un reper pentru noi. Pozașul... Vino pozaș puțin aici, hai de ia un loc repede, ia un microfon. E generația... Câți ani ai pozaș? 24. Ia un loc aici, că vrem să putem testăm exact, să testăm glumele. Ca să înțelegi, el nu era născut când eu prezentam aici în pantaloni scurți și sacou. Salut! Deci vrem să salut. Costin, ia un loc. Pozaș, vrem să te întrebăm felul următor. Tu știai povestea asta cu Anamița, biciclista? O auzeam la mama, parcă îmi povestea așa ceva când eram mic, dar nu exact. Era un avertisment? Nu, era așa ca o poezie, parcă ceva... Cu Anamița, biciclista, a căzut. Sigur că de la mama ta ai auzit-o? Eu nu cred că de la mama ta. Atât îmi zicea. Bă, eu nu cred. Hai să mai testăm pe el să vedem lucruri. Deci asta, deci nu, clar, habar n-avea absolut deloc, da? Deci nu știa treaba asta, n-avea nicio treabă. Bun, hai să vedem ce mai era din perioada noastră. Începem și la el ca la Războiul Generației, le arătăm casete. Mai era aia cu Antan Tirimogodan, dacă mai știi. Nu, asta nu știu. Nu știi. Nu știi. Ok. Asta este probabil. Flori, filme, fete sau băieți? Da, ne jucam când eram mici. Hai mă, că nu e. Nu e, na. Nu suntem chiar așa. Oracol. Cum? Am avut în clasa a patra. Ai avut oracol? Da. Mai exista? Da. În format digital caietul sau pe hârtie? Caietul acela în care scriam ce culori ne plac. Deci era un caiet. Filme, okay. Da. Wow. Încă se scria. Wow. Bun, oameni buni, Lucian Mândruță, să știți că este și ambasador, în cazul în care nu știați, dar nu orice fel de ambasador, ambasadorul unui maraton. Da, am trecut la Ministerul Afacerilor Externe, am trecut examenul și voi fi detașat pe postul deschis la consulatul nostru din Delta Văcărești. Se face consulat acolo și acolo sunt ambasador. Atât am avut de spus. Da. Deci e practic ambasadorul de la cel mai verde traseu. Da, adică din stuf, din copaci, din iarbă verde, cam așa. Da, vreau să vă chem. De fapt, să vă chem. Nici nu mai sunt locuri. Să vă spun că o să fie alergare în de Delta fapt, București. De fapt, vrea să se laude dacă mai sunt locuri. Nu mai sunt locuri, e un număr limitat, pentru că totuși nu vrem să deranjăm atât de tare păsările de acolo. Sunt vreo 100 și ceva numărate de-a lungul timpului de păsări. De specii, de specii de păsări. Chiar eu am fotografiat vreo 20 de specii acum vreo săptămână și ceva. O să fie o alergare în
weekendul ăsta, pardon, în weekendul de cu 2, da, cu celălalt. Doi, weekendul celălalt pe 2, o să fie o alergare de 10 km, cel mai lung traseu, și banii pe care oamenii i-au plătit pentru bilet vor fi folosiți pentru marcarea unui traseu de alergare chiar acolo în Delta Văcărești, în rezervația naturală. E în parteneriat cu administrația zonei protejate Văcărești și în parteneriat cu asociația care a descoperit, a inventat chestia asta, primăria, și evident povestea se numește Sun Challenge pentru că și Sun Plața este implicată. Și facem acolo, fac ei, nu eu, fac un traseu de alergare, atenție, nu pun în asfalt, totuși zona va rămâne naturală. Doar îl marchează ca oamenii să știe pe unde să alerge. Deci sunt pe 2 octombrie. Deja. Pe 2 octombrie. Mă rog, oamenii care poate mai vor să se înscrie, cât a fost biletul? Noi la ambasada am primit gratis. Ok. Și dumneavoastră, domnule ambasador, alergați? Eu nu alerg, pentru că, să mai spun un secret despre mine, într-unul dintre picioarele mele se află o placă, niște șuruburi, mai multe chestii, deci am un picior reparat după ce am căzut pe munte, în dreptul. Pot să pedalez. Am căzut acum vreo 10 ani pe munte, rău de tot, rău, adică a fost groaznic, o fractură maleolară, dacă știi medicină. E, și nu că mă interesează asta... acum, că am o ruptură de ligamente în crucișate și studiez situația. Ești bine, se poate și mai rău. Și nu pot să alerg, pot să pedalez oricât. De, singura problemă atunci când pedalez este că după vreo 100 de kilometri de pedalat se încinge un pic acolo, da? Știi, poți și să plăcuța asta de frână mai schimb din când în când sau nu? Nu schimb, nu, nu. Deci pe viață? Deocamdată o țin. Da, pe viață intenționez să o donez mai departe după aceea. Cât ai mers cel mai mult cu bicicleta la un moment dat? De când te-ai suit până ai coborât? De pe vreo 170 de kilometri, 180, cam așa. 170 în continuu, da. 170 de kilometri? Da. Tura, de exemplu, cu tura cu bicicleta la mare este în prima zi 145, în a doua zi 160 și e ceva firesc. Anul ăsta, de exemplu, cred că am apropiat de 5.000 de kilometri pedalați și e puțin. Pentru că a fost un an în care am avut și COVID și a fost și război și am avut treabă. Tu îți dai seama că sunt o grămadă de oameni care nu fac 5.000 de kilometri cu mașina pe an? Da, îmi dau seama. Dar ca să mă întorc la povestea noastră cu alergatul, ce e interesant este că nu o să alerg, dar mă duc să-i fotografiez pe oameni. Omul face niște fotografii fabuloase. M-am apucat de fotografie de wildlife, să știi. E pasionat. Ne-am întâlnit la un moment dat întâmplător la munte, aproape de Bran, și Lucian era acolo cu soția și zicea, stai că vreau să prind nu știu ce soare sau nu știu ce nor prinde. Mai fac și peisaj, Peisaj. Mi-a plăcut foarte mult și puteți să intrați la el pe Facebook, Lucian Mândruță. Pentru și să fotografii pozele. Am cont pe Flickr, să știi, că e mai de bună calitate și pe DeviantArt. Perfect. Ba și fotografii și la nu-ți botezuri? Discutăm. Discutăm în privat. Că faci niște poze senzaționale. Acum, dacă te căsătorești cu o pasăre sau un animal sălbatic, totul e posibil. E problemă. Astea sunt făcute de tine, nu? Da, nu știu de unde le... Da, sunt chiar din Delta Văcărești astea, da. Dar unele sunt făcute cu telefonul. De exemplu, ăsta e făcut cu lentila wide de pe telefon, fiindcă nu aveam două aparate după mine. Am alergat destul de mult în ziua aia, am cărat echipament. Cele de detaliu sunt făcute cu aparat de fotograf, cu o cameră mirrorless și, de exemplu, asta e făcută cu telefonul. Teleobiectivul, da, e făcută cu teleobiectivul. Este un vânturel roșu, să știi, un prădător. Aici, na, avem vreo două specii, pescăruși, libelule, tot fel. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc, Lucian. Și eu. Ești un om extraordinar. Să ne dai nouă dedicație la radio, te rog mult de tot, dacă se poate. Acum când intru la radio, o să fac emisiunea lui Lucian Măruță. Așa, dar două ore pe DGFM, de acum, de la ora 5. Lucian Măruț are emisiune. Continuăm, adică noi terminăm la ora 5 la TV. Perfect. Și continuăm acolo. Perfect. Mulțumim mult de tot, mulțumesc. Să ai multă baftă și bunicule, salutări acasă, salutări soției și toate cele bune. Și mai vreau să te întreb ceva, doar atât scurt. Am văzut că mai sunt unii oameni care te supără prin comentariile lor pe Facebook. Mă, nene, dar întotdeauna ai timp să le răspunzi? Nu. Dar la unii le răspunzi? Da, e plăcerea mea să le arăt că nu au reușit ce-și doreau, și anume să mă enerveze, să mă supere, să mă scoată din țâțâni. Nu reușesc, sunt calm. Le dai și bloc? Câteodată când sunt conturi false, dar dacă omul e real, nu. Trebuie să rămână ca să vadă că lucrurile merg în continuare și fără el. Tu mergi toată ziua cu bicicleta, deci nu scrii mesajele astea cum le scriem noi în mașină la semafor. Tu când le scrii? Are totuși ziua 24 de ore, nu? Are și el dreptate. Da. Mulțumim mult de tot, Lucian. Noi continuăm emisiunea. Să ai baftă, te pupăm. Baftă mai departe. Știu că ești la început. Îți doresc succes. Mulțumesc mult de tot.